Înainte de a începe acest videoclip, vreau să le reamintesc celor care sunt înscriși pe tabela aici la mine că pe data de 7 februarie, ora 1, să vă văd pe canalul de vorbire pe serverul de Discord de Inim de Fier 4. Să nu vă prind că veniți la ora 2. Și ce vreau să mai zic? A, da, dacă vedeți că lista este ocupată, nu-i problemă, puteți să intrați oricând la rezerve, deoarece n-am idee dacă toți cei înscriși o să fie și prezenți. Și ce vreau să mai zic? A, da, cei care pe formular mi-a scris că vreți să jucați cu Afganistan, Elveția sau Austria, să nu vă mirați de ce nu participați. Salutare, scutierii mei, și bun venit pe Crusader Kings 2! Ha-ha! M-a să lua din nou țeapă! De data asta o să ne jucăm Crusader Kings 3! Mai țineți minte că la finalul videoclipului de data trecută v-am pus să îmi alegeți o țară? Sau am venit să regat, ducat, comitat sau ce mai fi pe aici. Da, cine să se mai uită la final, deoarece lumea era foarte bucuroasă de meciul pentru Inii de Fier 4 de pe 7 februarie. Ceea ce înseamnă că va trebui să aleg o țară aleatorie. Sper doar să nu pic undeva prin Siberia, azi de momentul adevărului. Aoleu, trebuie să-mi țin gura, nu-mi place, dăm din nou. Bă, dar lasă-mă cu Tibetul și Mongolia, vreau altceva. Bun, hai că-mi place. Deci sunt comite de Norfolk, care face parte din Ducatul Angliei de Est, care face parte din Regatul Angliei, care se află în război cu William, bastardul viitorul William cu ciritorul. Deci o să avem ceva acțiune pe aici. Primul obiectiv, în afară de a supraviețui invaziei normande, dar nu cred că o să ne afecteze pe noi, mai contează? Este de a deveni duce și cum de ducele nostru are o armată superioară față de a noastră, care este de atâta, va trebui să justificăm, stai, unde ești tu, preot, pe comitatele vecine. A, da, să nu uit să-mi formez și alianțe prin căsătorii dubioase, cum ar fi aceasta, în care caracterul care joc are 55 de ani, în timp ce viitoarea nevastă are doar 17. Ho, 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 deja a ajuns normanzii în Anglia și cred că o să avem un nou rege în curând. După cum se poate observa, ne-am ales cu un nou rege! Și aparent Franța și-a pierdut Normandia. Ei, așa se întâmplă când vasalii tăi sunt mai puternici decât tine. A mai trecut ceva vremea și deoarece a fost Anglia cucerită de normanzi, aparent suntem liberi, nu mai avem un duce care să ne controleze pe noi și putem să atacăm celelalte comitate mai slabe vecine, cum ar fi acest tip. Pregătește să-ți declar război. Asta e. Mai întâi să cerem bani de la papa în caz de merge ceva rău. Mulțumesc frumos și acum îți declar război. Așa, hai că începe bătălia. Stai să dăm și click. Aici îl avem pe... ce repede s-a dus. Ok. Acum doar de să le asediem castelul, sau am zis fortul, și am câștigat. Așa. Să dăm click aici. Mulțumesc frumos și acum avem două comitate. Și deoarece am reușit să ne extindem, putem să formăm din nou Ducatul Angliei de Est. Firar, acest titlu e deținut de regele meu. Totuși, dacă nu putem să formăm Ducatul Angliei de Est, deoarece regele nostru deține acest titlu, putem să ne extindem totuși în Essex, unde avem un copil la conducere, ceea ce înseamnă că o să putem să luăm ușor. Gata, acum putem să atacăm ducatul vecin, numai că ni s-a dus copilul și acum îl avem pe tipul ăsta care controlează toate comitatele din ducat. Deci să avem o viață grea cu el, dar nu-i problemă deoarece ne putem baza oricând pe aliații noștri mult mai puternici. Așa, ne s-a ridicat armata și până ne vin aliații, eu zic să ne retragem în Anglia de Nord. Așa, aliații ne urmează și acum trebuie să-i înfrângem pe dușmani ușor. Ia de aici, luptă nu chiar foarte decisivă. Ah, dacă l-am prins regele în luptă, perfect, putem să câștigăm direct războiul. Să sperăm că l-am capturat, Firar, a scăpat. Dar nu contează, acum putem să-i asediem castelul oricând. Unii nu se învață niciodată minte. Ei bine, domnule, va trebui să-ți iei din nou bătăiță. Gata și cu acest război, noroc pe noi că avem aleasca lumea, deoarece armata noastră n-ar fi făcut față singură.
Avem și niște vești bune, aparent nevasta mea a împlinit vârsta de 16 ani, deși am 47 de ani, deci putem să ne căsătorim în mod legal, yay! Normal, ar trebui să fiu bucuros că am 2 copii, deoarece jocul meu nu se termină aici, numai cu o singură problemă, și anume că aceste comunități pe care le dețin deja vor fi împărțite între ei. Și ca să ajungem la moștenire primogenitală, adică fiul cel mare preia totul, adică asta, mai avem o grămadă de timp, deoarece acest lucru va fi valabil tocmai în etapa târzie a erei medievale. Adică o să avem mult, mult, mult de așteptat. Recent am făcut rost de o altă pretenție teritorială, de data asta pe acest comitat. Vreau să-i declar război ducelui, numai că nu pot. De ce? Simplu, pentru că regele meu și-a crescut autoritatea și numai cu oarecum acordul lui pot să declar război altor comitate sau ducate. Nașpa, nu? În această situație am doar două opțiuni. Una, în care încerc să am relații bune cu regele meu, și doi, să mă extind în afara regatului Angliei. A, da, și a treia opțiune, în care eu, împreună cu alți vasali, intrăm într-o facțiune împotriva acestei măsuri abuzive. Ni s-a dus caracterul și deoarece n-avem aia cu primogenitura, da, am pierdut celelalte ducate și eu, comitate, greșeala mea. Normal, puteam să le recuperez oricând, adică să le declar război fraților mei, dar ce să vezi, regele meu, pus o regulă stupidă! Dar hei, dacă nu putem să cucerim castele, măcar putem să construim altele oricând. Perfect, hai că suntem mai puternici decât regele nostru și în 23 de luni o să-i trimitem nota ultimativă. Îmi place mult poziția asta, deoarece dacă ești spionul regelui, poți să-l asasinezi extrem de ușor. Uite, știi tu câte șanse am aici de 95% să scap de el. Că tot vorbeam de asasinat, ni s-a dus regele, acum suntem conduși de un copil și acum facem parte din ducatul Angliei de Est. Adică din nou, numai că avem un duce extrem de slab, ceea ce înseamnă că putem să facem orice aici. Fie rar, nu știam că se impună regula și aici. Stai că am cuit o prostie. De fapt, trebuie să justific pe ea. Yay, ne-am câștigat un comitat înapoi, numai că nu ne oprim aici, vreau tot ducatul Angliei de Est și putem să facem rost de el? Ei bine, putem să cerem asta direct de la papă, numai că trebuie să fim oameni mai religioși, ceea ce înseamnă că mergem într-un pelerinaj. Yay! Bineînțeles, la Vatican, unde ne întâlnim cu papa. Super, hai că am primit ceva și acum papa trebuie să ne accepte cererea. Mulțumesc frumos și putem să-i declarăm război, numai că am avut deja unul recent. Trebuie să așteptăm să treacă 5 ani. Aparent ducesa vrea să ne aresteze, doar că nu înțeleg cu ce armată vrea ea să ne aresteze, având în vedere că armata mea este de 20 de ori mai mare decât ai. Ok. Hey, aparent capul bisericii noastre vrea să organizeze o cruciadă. Păcat că n-a timp de așa ceva, deci ia banii mei și las-mă în pace. Aparent caracterul nostru îi place să tortureze invitații. Ok, hai că avem un psihopat aici. O să fie bun, mai ales când va veni timpul să ne torturăm ducesa până când o convingem să ne dea odată ducatul. Ce drăguț, acum ducesa noastră este un copilaș de un an. N-ar fi rău să-ți confiscăm acel ducat, deoarece ești prea mică ca să-l controlezi. Am o curiozitate. Regina noastră nu are niciun moștenitor. Dacă o asasinez, oare ce se întâmplă? Șanse mari, bun. Între timp am devenit duce, m-am scos și o coroană și acum rămâne de văzut ceva și cu acea asasinare. Am reușit să scap de regină, numai că n-a explodat Anglia cum aș fi așteptat. Aparent avea o rudă mai îndepărtată, adică fosta mea ducesă, yay!
care cu siguranță nu vrea să se răzbune pe mine. Din păcate, pentru voi aici o să închid acest videoclip. Normal, m-aș fi oprit cu filmarea până aș fi ajuns regele Angliei, dar cum că în continuare mă aflu în sesiune și m-am delucrat la modul pentru meci de multiplayer, doar să scap de niște mici erori și va fi gata. Va trebui să-l termin mult mai devreme. Dar hei, măcar dintr-un cont de amărât, am reușit să ajung un duce destul de puternic care poate să asasineze oricând regi sau regine. Așa că ne vedem data viitoare. Numele meu a fost Azurax. Salut!